Ultima tranșă de vaccin antigripal a ajuns la medicii de familie. Au fost trimise peste 28.000 de doze de vaccin, iar medicii au raportat un număr de peste 15.000 de persoane care au ales să se vaccineze împotriva gripei în județul Mehedinți. Medicii avertizează că vaccinarea antigripală este cea mai eficientă metodă de reducere a riscului de îmbolnăvire cu gripă și complicațiile acesteia. Există trei tipuri de virusuri gripale care afectează omul. Tipul A, cel mai agresiv, implicat în epidemii și pandemii. Tipul B, implicat în infecții locale. Tipul C, cel mai puțin agresiv. Au fost primite și ultima tranșă de vaccin antigripal, care a fost distribuită către medicii de familie. În total au fost primite 28.270 de doze de vaccin. Medicii de familie au raportat un număr de 15.439 persoane vaccinate. Vaccinul antigripal conține tulpini de virusuri gripale inactive, care, odată injectate în organism, stimulează sistemul imunitar să producă anticorpi specifici împotriva tulpinilor virale continue.